Iubiți-vă dușmanii ca să arătați că sunteți copii ai lui Dumnezeu. În Evanghelia după Luca găsim scris: dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce și pe cealaltă. Dacă ți-a cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Și celui ce ți-a cu sila, ale tale, nu-i le cere înapoi. Dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Iubiți pe vrășmașii voștri. Faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare. Uitați cu atenție în aceste versete, vedeți că aici ni se poruncește să fim pe deplin liberi de dragostea de bani, de nevoia de siguranță și de onoarea pământească. Cum poți întoarce celălalt obraz atunci când primești o palmă? Mai ales public. Și asta te umilește, te dezonorează și te înfurie. Cum poți fi darnic fără să aștepți vreo răsplată, vreo rambursare? Cum poți să-ți faci timp să cari povara cuiva care îți cere pe nedrept nu cât îți cere el, ci de două ori mai mult? Toate acestea implică faptul că comoara ta, siguranța ta, onoarea ta se află în cer și nu pe pământ. Iisus este pentru tine satisfacția deplină. Dacă nu ar fi așa, în fiecare astfel de situație, inima ne-ar clocoti de mânie, chiar dacă am face bine și am suferi înjosirea. De fapt, prin toate aceste porunci, Iisus ne cheamă la o transformare a inimii, care privește la Iisus și la răsplata sa și nu la răsplata lumii. Însă, Iisus nu ne cheamă doar la a-L prețui pe El mai mult decât banii, siguranța și propria onoare. El ne cheamă, într-adevăr, să facem bine dușmanilor noștri și să ne dorim cu adevărat binele lor. Dar nu binele care are de-a face cu banii, siguranța și onoarea lor, ci binele suprem. Tot ceea ce am fost învățați în rugăciunea domnească să devină adevărat și cu privire la ei. Să le dorim dușmanilor noștri aceste lucruri și să ne dăm chiar viața ca ele să se coboare peste ei. Asta este dragostea adevărată. Într-adevăr, viața este complexă și aceste porunci parcă nu pot fi împlinite tot timpul. Sunt tot felul de situații de viață care ne fac să raționalizăm, să ne scuzăm propria nesupunere față de aceste porunci. De aceea ar trebui să ne întoarcem la sensul clar atunci când nu știm la ce anume ne cheamă dragostea. De exemplu, ar trebui să le dau bani celor care cerșesc pe stradă? Cum să le fac bine celor ce-mi cer? Iisus pare să nu fie atât de preocupat așa cum sunt eu de faptul că alții profită de noi. Adesea mă supăr din cauza minciunilor pe care mi le spun. Da? Și mânia aceasta, supărarea aceasta mă justifică să nu dau nimic acelor cerșetori. Dar nu cred că aceasta este atitudinea lui Iisus. Cred că atitudinea lui Iisus este să simtă, mai întâi de toate, compasiunea chiar și față de un mincinos neîndemânatic. Apoi ar dori să intre în viața celui om mincinos cu vestea bună, că Iisus a venit în lume ca să-i mântuiască pe mincinoși. Apoi ar încerca atât cât poate să se apropie de acea persoană, să-i arate dragostea într-un mod cât mai practic, iar apoi să-i ofere cu toată libertatea. Dar uneori dragostea va spune și nu, dacă acea persoană vine în mod repetat și refuză o astfel de relație. Însă ideea este că atunci când aceste lucruri nu sunt atât de clare, Duhul lui Iisus ne cheamă să fim mai degrabă darnici cu mână largă, știind că El ne vede și ne răsplătește. Vreau să răspund la următoarea întrebare. Dacă Iisus ne poruncește să ne iubim în acest fel dușmanii, cum putem face lucrul acesta? De unde vine puterea asta de a iubi în acest fel? Gândiți-vă ce impact are o astfel de dragoste în lumea noastră. Este fascinant să vezi pe cineva iubind în acest fel. Rare ori găsești o astfel de persoană. Asta ar trebui să ne pună și pe gânduri. Să ne dezbrace de orice îngânfare și să ne facă să căutăm puterea de a fi astfel de oameni. Dacă ne limităm căutarea doar la textele din Evanghelia după Matei, capitolul 5, de Evanghelia după Luca, capitolul 6, găsim trei răspunsuri care cumva se împletesc. Primul răspuns îl găsim în promisiunea că dacă îi vom iubi pe dușmanii noștri, vom fi fii ai Tatălui. Iubiți pe dușmanii voștri și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Ai putea înțelege greșit, uitând toată învățătura Scripturii, că mai întâi trebuie să-ți iubești dușmanii și asta te va califica să devii copilul lui Dumnezeu.
Însă ținând cont că devii copilul lui Dumnezeu doar prin credință, nu din voia firii tale sau vreunui om, versetul acesta înseamnă că dacă îți iubești dușmanii, demonstrezi că ești un copil al lui Dumnezeu. Adică arată că ești copilul lui Dumnezeu acționând așa cum tatăl tău acționează. Dacă ești al lui, caracterul său iese în tine și vei fi înclinat să faci ceea ce face el. De ce spun asta? De exemplu, dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, Iisus spune acolo: voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Sau în Evanghelia după Luca, capitolul 6, fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. În ambele versete, vedem că ucenicii sunt chemați să iubească în mod perfect, din cauza că sunt copii ai lui Dumnezeu. Nu ca să devină copii ai lui Dumnezeu. Sunt și alte paralele, cum ar fi Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu 16. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Observați două lucruri. Iisus vorbește ucenicilor săi și îl numește pe Dumnezeu Tatăl lor. Dar el nu le spune, el va deveni Tatăl vostru, ci el este Tatăl vostru. Mai apoi, observați că atunci când oamenii văd faptele bune ale ucenicilor, cum ar fi iubirea dușmanilor, ei dau slavă tatălui lor. De ce? Deoarece tatăl este în ei și îi ajută să facă acele fapte bune. Dacă ei ar face aceste fapte bune prin puterea lor, ca să devină copii ai lui Dumnezeu, atunci lumea ar da slavă oamenilor. Așa că Iisus spune, nu numai că Dumnezeu este deja tatăl ucenicilor înainte de a face fapte bune, dar și acesta este motivul pentru care ei fac fapte bune. Lumina care strălucește prin noi este lumina iubirii Tatălui în noi. Așadar, primul răspuns la întrebarea cum putem iubi dușmanii în felul acesta? Doar cei care sunt copii ai lui Dumnezeu pot, pentru că sunt eliberați de îngrijorare. Nu ne mai temem că putem pierde ceva din cauza lucrurilor rele pe care ne le fac ei. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Nu se vând oare două vrăbi la un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia tatălui vostru. Deci, să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. Asta îți va da putere să iubești așa. Din acest răspuns mai reiese unul. Iisus promite o răsplată mare dacă ne iubim dușmanii. Nu în viața aceasta, ci în cea viitoare. Voi însă iubiți pe dușmanii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui preanalt. Observați încă o dată cum răsplata este legată de a fi copilul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când dovedești că ești fiul lui Dumnezeu, iubind dușmanii, moștenirea ta este asigurată. Fiii sunt moștenitori, iar moștenitorii lui Dumnezeu sunt moștenitori ai tuturor lucrurilor. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Dar de ce răsplata mare va fi în ceruri și nu pe pământ? Pentru că s-ar putea ca uneori iubirea dușmanilor să ne coste chiar viața. Iisus a spus celor ce treceau prin persecuție, ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Bucuria care ne susține în mijlocul persecuției, când ne iubim dușmanii, nu se bazează pe ceea ce ne poate oferi lumea, ci pe ceea ce Dumnezeu va fi pentru noi în veacul care va veni. După cum ați primit, fără plată, așa și să dați fără plată. Și al treilea răspuns care ne dă puterea să iubim pe dușmanii noștri reiese din celelalte două texte, din Luca. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Deci nu doar că Dumnezeu este deja Tatăl nostru, că moștenirea Lui este răsplata inimaginabilă, dar îndurarea Sa ne-a fost arătată deja prin Fiul Său, Iisus. Asta înseamnă că mila de care ni se cere să dăm dovadă, nu doar că imită mila Lui Dumnezeu, ci este o realitate pe care noi deja o experimentăm. Iisus a afirmat astfel: fără plată ați primit, fără plată să dați. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a iertat păcatele fără plată datorită lui Iisus. Iertate sunt păcatele, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Dacă nu am meritat-o și nu am câștigat-o, ci am primit-o prin credință, am ajuns ucenici nu prin iubirea dușmanilor, ci prin încrederea în Hristos.
Iar dacă mântuirea am primit-o fără plată, atunci suntem chemați la o astfel de viață. Fără plată ai primit dragoste când erai dușmanul lui Dumnezeu? Acum, fără plată, să dai și dragostea dușmanilor tăi. Acesta este adevărul. Pur și simplu.